Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a efectuat ieri o vizită de lucru în Brăila la două dintre obiectivele economice din județ, și anume o fabrică de mobilă și una de confecții. Întrebat cum crede că vor afecta deciziile economice ale administrației Trump afacerile mici și mijlocii din orașe precum Brăila, din întreaga lume, oficialul american a ținut să precizeze că deocamdată este prematur să se pronunțe, însă în mod sigur speră că se vor încuraja în continuare investițiile în Statele Unite ale Americii. I think it's still quite a bit unknown what impact Mr. Trump's trade policies will have on trade, especially between the United States and Romania. Legat de propriul său mandat de ambasador, oficialul a precizat că atât timp cât face parte din categoria diplomaților de carieră și nu unul care nu a fost numit politic, personal își dorește să reprezinte țara sa în România cât mai mult cu putință. We have a tradition in the United States, and this is a tradition that's gone back for 70 or 100 years, that non-political career appointees into ambassadorial positions will remain in place even when there is a change of administration. So I very much look forward to continuing my responsibilities as the ambassador of the United States to Romania. Hans Klemm a avut și un comentariu legat de deciziile controversate luate de președintele american zilele trecute, și anume de a construi un zid la granițe între Statele Unite și Mexic și de a interzice musulmanilor din 7 țări să intre pe teritoriul Americii. We'll see. It'll be a very interesting time. Oficialul s-a aflat astăzi la Galați, unde a vizitat mai multe obiective economice la invitația comunității oamenilor de afaceri din zonă.